Bun găsit, oameni buni, într-un nou episod în care facem un challenge, și anume încearcă să nu râzi, deși challenge-ul de fapt e să încerci să râzi, pentru că nu știu câți dintre voi își dau seama, dar toți care fac episoadele astea de fapt se chinuie să râdă, pentru că rar ori e ceva amuzant și, sincer, cine vrea să uite 10 minute la cineva care e super serios, adică e... Toți vă mint, în episoadele astea te chinui să râzi, dar eu nu o să mă prefac, deci dacă nu-mi vine să râd, nu râd. Stăm și ne uitam unii la alții 10 minute 15, cât durează, eu nu râd. Dacă să crește miza, deci, dar în cazul în care râd, să zicem, prin absurd, nu cred, dar prin absurd. Deci pentru fiecare dată când râd, mă duc și adopt o pisică de pe stradă. Oricum n-o să râd, adică nu există așa ceva. Ok. Ce prost îi! Ce prost îi! My car, bro! Oamenii râd la așa ceva, de ce-i râde? M-am și enervat, vedeți? Eu nu râd, n-am cum să râd la așa ceva. Bun. Sincer, cu cât privești mai mult asta, parcă-ți vine un pic să râzi. E o tâmpe, e o mizerie, că nu-i nimic amuzant. Are fața asta și au pus efectul ăla peste? E o tâmpenie așa mare că la un moment dat devine amuzant dacă o privești mai mult, dar n-am râs. Ok, unde e asta? Undeva în Statele Unite? Ok. Oh! What the fuck? Nu cred! Nu cred ce mișcări au, man! N-am înțeles efectiv nimic. Mi-ar plăcea să văd asta în real life. Și acum adăugăm niște sare, puțin piper. Și acum trebuie să masăm ca să intre foarte, foarte bine condimentele. Bun. Și acum este gata de băgat la cuptor. Plăcinte de pisic. Dacă doriți rețeta, scrieți-mi în comentarii. Tipa de pe fundal nu-i foarte amuzantă, plăcinte de pisic și e... Dar... îți vine să... Stai că mi-a dat lacrimile. Dar n-am râs, adică faptul că mi-a dat lacrimile, n-am scos sunete pe gură. Dar... E foarte dulce pisica, man. Și acum adăugăm niște sare. Uită-te cum stă. Puțin piper. Vai. Și acum trebuie să masăm ca să intre foarte, foarte bine condimentele. Pe asta aș adopta-o de pe stradă, asta e superbă! Bun. Și acum este gata de băgat la cuptor. Asta stă la mângâiat, guys. Să tot vrei să ai o pisică precum asta? Dar nu vagabondele alea care pleacă imediat ce pui mâna pe ele. Ok. Glizzy prank on mom. Aia e maică-sa? Aia nu-i maică-sa? Aia nu-i femeie? Ăla-i frate-su, man! Ăla-i frate... E prea... Nu-i nici așa bătrân să fie tasu. You better clean this shit the fuck up! Are și voce de bărbat! Hang on, here you go. Put your arm straight out. Close your eyes. Okay. Now... Go! Ok, da, am înțeles ce... Da, ok. De amuzant n-a fost nimic amuzant, dar eu încă nu pot să trec peste faptul că... Bă, băiatule, ce transformare. Ar trebui să participe la Eurovision, doamna, că... Nici măcar nu-s logat și uite-te, îmi recomandă pornoșaguri TikTok-ul. Ok, da, așa fac și eu. Așa, what the... Da, așa face și mama. Da. N-a nicio treabă, măi, nicio treabă. Ca să nu mai zic faptul că poate, deci, mâncarea cu lavă să fie în ea, că poate să o mănânci așa fierbinte, de ți se opăresc și
și creierul ți se opărește. Cred că mamele după un punct nu mai simt gustul, men, își pierd tot de acolo. Dragule, am ajuns! Ok. Nenorocitule, mă înșeli? E clar, e un plot twist aici. Nu mai vor la muncă. Mai bine mă înșelai. Oh! Am tușit. N-am râs. Man, asta a fost bună. Asta a fost... Pentru mă că... Asculta ceva manele alea. Era o manea în training cu Alex Velea și Țanca Uraganu. Ceva de genul ăsta. Și că mai bine îl înșelai. Știi, da, cred că v-ați prins deja și... This was funny. This was funny. You already know what's going on, dog. Hey, mom made pancakes. Asta e funny. Deci ăsta stă aici și încearcă să fie gangster pe TikTok, ceea ce e penibil, sincer. Adică, ce e asta? Bine, lăsând la o parte faptul că apare Tasu așa dezbrăcat în chiloți, cum mai stau tații în casă. Bă, zișcare mâini de ciment, zișcare două plăci de rigips, man, în loc de palme. Voi auziți chestia asta? Mai dă-te, bă, băiatule, cu niște cremă. Că dacă vrea să mângâie pe cineva, te desfigurează, julește toată fața. Ok. Ăștia sunt la VR. Bun. Și ce așa mare amuzament? Bărbați la VR. Man, dar ce se implică, fii atent! What the bă, aș vrea să joc așa ceva, că pare ultra intens. Plus că fiind blocat în chestiile alea, poți să alergi cât de mult vrei, which is nice, că dacă faci la tine în casă, nu prea poți, că lovești chestii. I'm fucking dying. Cât de dacă s-ar face în țară așa ceva, m-aș duce. Asta nu-i la noi, da. Cât e tare. Dar de ce au venit la tine acasă? De ce au venit la mine acasă să mă controleze? Nu știu, nu mai am avut de mult să-mi ia... Ce tâmpeni? Habar n-am. Cine a venit? Cine? Mascații? Cine putea să vină? Români? Nu știu, n-am stat să-i număr. Era de dimineață, eram și eu așa turmentat puțin. Și ce ți-au zis când au intrat sau ce? Ce mi-au zis? Pe burtă, ce... Stai singur sau stai cu părinții? Cu părinții, cu mama. Și mama ta ce a zis? Mama, ce să-i zică săraca, le-a făcut cafea. Nu era speriată, nu era nimic? Nu, e obișnuită, săraca. Dar mi se pare... Man, cum e să ai un copil ca ăsta care să... Săraca femeie. El e funny, though. Dar pare... Știți genul ăla de glumeț care începe să glumească să fie șmecher când sunt alții pe lângă el? Se aude că sunt prieteni de-ai lui prin jur și de-aia e un pic el mai grozav în fața camerei. E drept ce se întâmplă aici, adică să ia o grupare de puștani, hata, noi suntem CNV de Pablo Escobar, El Chapo. De unde v-au luat? De unde ne-au luat? Direct din case. M-am trezit și eu la 5 jumate să mănânc niște paste și la 6, bum, 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 mili. Asta nu mă fără. Eu am văzut scrisul ăla acolo, de la mică, nu era că nu știa ce legătură are. Aoleu. Am zis că s-a trezit la 5 jumate să mănânce niște pate. Cine face asta, man? Că e... Vai, de... vai cât de bun e asta. Amuzant că e gras și că îi tremură burta, dar în rest, na. Dar dacă știi ceva, piesa asta mi se pare super funny, super mișto. Da, bine oameni buni, cam ăsta a fost episodul. Dacă vreți să îmi trimiteți alte sugestii, alte nebunii, aveți în descriere toate alea unde mă găsiți ca să îmi trimiteți. Pe Discord avem un canal, un channel special pentru să-mi
mă spamați acolo cu link-urile, lăsați. Ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi, numai bine. I just wanna pop, pop, turn around, 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 tur